Da, exact ce lipsa. Hey! Nu mă aplaudă la asta, nu mai. I'm a mean one. I'm the Grinch. I really am a heel. I'm as cuddly as a cactus and as charming as an eel. I'm the Grinch. Ah! Bună seara. Bună seara, oh. Ce ciuperci ați consumat? De care vreau eu. Mănătârci. Ura! Ura! Da! Urâte, da! Urâte! Moș Crăciun pe scenă. Ai umor. Doamnelor și domnilor, urăsc Crăciunul. Extraordinar. Bravo! A, nu. S-a luat. Nu e frumos. Headshot! Ai omorât pe moșu! Hai, moșule, ridică-te! Trucaj, trucaj, trucaj! Aola, Moș Crăciun! Doamne! Ce-am acum? Ura! Mai sunt și alții care urez Crăciunul, păi, dar... era o emisiune bună! Amator! Ura! Îl urăsc așa, amatoricesc, doar în decembrie, la fel cum iubesc oamenii România. Trebuie să-l distrugem pe Moș Crăciun. Să nu mai dai. Ce vorbești? Numai numele lui și mă enervează. Asta a fost vreodată copil? Stai că te ajută imediat. Probabil că da. Da. Dar avea și atunci barbă. Bă. Eu când mi-l imaginez pe Moș Crăciun, copil? Nu. Îmi apare în minte fața lui Costel. Hai, bă, da, mulțumesc. O să o iau ca pe un... O să o iau ca pe un... Ca, ce? Da, ce? Ce? Da? Ce? Ura! Ce vrei, mă? Ura! Vezi că-ți dau una de, de nu te vezi. Dai tu primul? A dat, mă. Bă, e incredibil. Deci aș putea să joc baseball lejer. Ura! Dar... Dar... Costel nu aduce cadouri. Ce? A ajuns acasă dintr-un turneu mai lung și nevastă-sa deja născuse. A văzut câți pantofiuri erau în casă și a zis: ce avem, dragă? Un miriapod? Așa? Nu e frumos, nu e, e foarte amuzant, dar nu e frumos. Ce vă plăcea vouă la boșorogul ăla, adică ăsta, care aduce cadouri? Nu înțeleg! Ce e eu? Nu analiz, nu cu tine, vorbesc, liniștește-te. Cu toți copiii de pe lumea asta am ceva. Așteaptă să vină moșul mai emoționați decât Badea când așteaptă să vadă dacă mai e aici sezonul viitor. Vezi că am prezentat singur Grinchule. Ura! Deci că e de războiul, stai. Eu urăsc Crăciunul permanent. Te întâlnești cu mine primăvara, mă întrebi: ce faci, Grinchule? Uite bine, mănânc cireșe și urăsc Crăciunul. Mă găsești vara, la gară, mă întrebi: ce faci, Grinchule? Uite, fur cabluri și urăsc Crăciunul. Mă găsești iarna, ura! Mă găsești iarna pe stradă: ce faci, Grinchule? Bine, uite, rup afișele lui Bănică. Scria acolo, ura! Scria acolo că o să cânte Bănică și invitații. Și eu am invitație, dar n-am chef să cânt. Ura! Te voi proteja eu. A nebunit, bă, băiatul, s-a dus. Mie îmi place să creez confuzii. M-a văzut Chelu mai devreme. Lung, verde. Da, i-a zis că seamănă cu un văr de-al meu. Subțire. M-a prins de picioare și a vrut să-mi prindă moțul.
Cel mai tare urăsc colindele. Cea mai proastă muzică. Dacă era bună, se asculta tot anul. Nu s-a dus nimeni vreodată în viața asta la DJ, la o majorat să zică: "Hei, DJ, bă, cap de buton de play, bag-o pe aia cu steaua sus răsare." Când ți-ai așteptat vreodată iubita cu șampanie și lumânări, s-a schimbat în lejerie intimă și a zis: "Baby, baby, mă simt sexy, pune melodia aia cu lerui ler și iarăși ler." Hai să fim serioși! Și nici de sărbători nu poți să te bucuri de colinde, că le bagă magazinele din octombrie. Din octombrie! Nu mai pot! N-am voie. Eu râd că e amuzant, dar nu sunt de acord. Până vine Crăciunul, deja ți se pădas! O, ce veste minunată! Păi nu mai așa de minunată, că se dau spoilere de două luni! Adevăr! Iar... Iar colindatul ce este? Cerșetorie organizată. Da. Ce? Șantaj emoțional cu copii! Am urmărit noaptea niște colindători și câștigă un salariu mediu pe economie în 3 zile de colindat. Și mai și plâng când le iei banii. Nu m-am gândit la asta. Alo! Alaf! Ce taxe plătesc bucoșii ăștia? Ce ASE? Că după aia o să ia pensia din banii mei, paraziți ăștia sociali. Bă, da. Sunt cu griji la fazele astea. Bă, sunt niște copii, bă, care vin să cânte, bă. Lăsați, mari evazioniști, să începem cu ăștia mici și mulți. Au pușculițele mai pline decât magazinele de oameni, străzile de mașini și Maria Popovici de ea însăși. Mamă, frate. Lăsați. Bună! Partea bună este că nu am copii. Că dacă aș avea vreo 3, ar fi chiar coșmar Crăciunul. Imaginați-vă: Tati, cumpără și-mi o jucărie aia că ne costă jumătate de salariu și mă joc jumătate de oră cu ea. Oameni buni, investiți cu cap. Jucăriile din ziua asta sunt mult mai scumpe decât o vasectomie cinstită. Hei, aho! Copii și frați, îți dați puțin, nu amânați. Nu da cu globe, nu da cu globe. Mamă, cât de bine m-am ferit. Ce ai pățit azi? Ce vasectomia, spelvase? Ce vasectomia? Ce vasectomia? Ce? Ce? Gura! De-aia îl respect pe Nicușor Dan. Au! A băgat bilete de intrare la Târgul de Crăciun să iardă pe mucoși. Oricum, e prea scump vinul fiert și turta dulce de acolo să le cumpere cineva. Da, săraci ăștia, avem impresia că pot să vină să le miroasă gratis. Voi chiar nu vedeți că tot Crăciunul e o țeapă să cumpărați lucruri de care nu aveți nevoie? E practic Black Friday, dar în loc de reduceri aveți colinde. Care este treaba în ziua de Crăciun? Timp de petrecut cu familia. Wow! Păi dacă vroiam să petrec timp cu familia, la ce i-am mai evitat tot anul? Faci ce faci și tot nimerești la masă unchiul ăla care știe că Putin e un erou și că vrea să ne scape de ăia care pun microchipuri în vaccinuri. Bravo, unchiule! Dar de unde zici, mata, că știi toate adevărurile astea? Adevărat! Adevărat! De la întrunirile unde se află toate secretele lumii, adică la coada pentru ajutorul de șomaj. Și aglomerația.
aglomerația. Coadă peste tot de sărbători. Și dacă te uiți atenți, sunt aceiași oameni care se mută de la o coadă la alta. De fapt, este aceeași coadă. Pe 20 e la mâncare și băutură, pe 26 la cabinetul medical ca plezdificatul, iar pe 30 la mâncare, că de pe 1 intrăm pe dietă. Adevărat, bravo. Nu e adevărat. Singura parte frumoasă a Crăciunului era zăpada. Dar s-a ocupat încălzirea globală și de asta. Lasă copii, că se poate face un omuleț și din nămol. Ce atâtea mofturi, să fie și maro, că trăim în epoca diversității. Urez Crăciunul și pe moșorogul ăla să aveți niște sărbători așa cum le meritați. Wow, nu mă așteptam Grinch să fie atât de Grinch. Momentul Grinch a fost foarte bun. Corect. Ia-l, ia-l. Amator. Ia uite-l. M-a speriat un pic așa puțin. Mi s-a părut un musical nebun la un moment dat cu el care sărea peste lucruri, dansa. Foarte interesant a fost. Stai, Grinchule, unde pleci așa? Unde vreau? Ai găsit o altă locuință? Sau tot acolo, în grota aia? Tot în groapa de gunoi! Eu primesc toate cadourile de Crăciun. Desfăcute, într-adevăr, dar ajung la mine. Scoală-te de acolo, că e scaunul meu. 7. Ce faci? 6. Nu mă arca, atâta mai stau aici. 5. 4. 3. 2. 1. Grinch fericit! Da!